In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Bună ziua! Suntem la Târgu de Ciocolată, organizat aici la Casa Ghica, în centrul Bucureștiului. Și cum nu ne place ciocolata, ne-am gândit să ne călcăm pe inimă și să ne facem un pic greț aici, să venim să vedem ce se prepară și ce s-a mai preparat din ciocolată. Ciocolată de specialitate franțuzească. E ciocolată bună din altă categorie, de Liga Mare, așa spunem noi. Ciocolata aceasta, Damarin, este produsă la Paris pentru noi, de Cacao Bari, și este o ciocolată foarte rară, pentru că este puțin, de aceea se ne-a pus. De unde este proveniența? Am un blend de 3 tipuri de cacao, din Ecuador, din Mexic și Noua Guinee. Deci cacao e de acolo. Și dacă știți că există 3 tipuri de boabe, 3 tipuri de boabe de cacao, Forastero, Criollo și Trinitario. Forastero e cea mai comună și dă cea mai mare parte din ciocolată în lume. Criollo e pe cale de dispariție și Trinitario iarăși e foarte puțin. Atunci când am fost în laborator unde am încercat și m-am ajutat cu toate rețetele, nu știi ce mănânc. Nu știu ce mănânc. Un alt producător aici, Dulcel sau Dulcele, nu știu cum se cum se pronunță corect? Dulcel? Dulcel? Dulcel. Dulcel. Pentru evenimente le putem contacta la acolo. Alex, o preferie artizanală. Poem șocolată. Deci pantofiori din ciocolată. Un pinguin din ciocolată albă să fie și pantofiori. Aici este Mass Chocolate, Fine Belgian Chocolates, o firmă belgiană. Prețuri pe un jeleu. Cuză? Foarte bună. Foarte bună jeleul. Aproape ca pe vremuri. Mulțumim. Mulțumim și noi. Aici e Five Graces Chocolate House. Pare că are mai multe. Vreți un borcan așa? Și aici sunt tafii de ciocolată neagră. Prețuri pe măsură. Cei mai tari Damarin aici. Și un producător din Brașov, Ora. Doamna e din Brașov. Niște ciocolățări. Deci pe 50? Brune, ciocolată, ale roșii? Brună și vișină. Vișină. Vișină asta roșie. Da. Plătești vișină. Mediam. Vișină de-asta? Diabetice, vezi? Deci două ciocolate de-astea și una de-asta. Aici iarăși. Deci este un omor aici. De ce frumos e, simt. Să ca niște tablouri la Ingre. Cum? Astea rămân. Da, acelea. Una din asta. Și încă una așa. Sincer, de multe ori aspectul depășește gustul, cred. Sunt mai frumoase, de parcă ți-e milă să le mănânci, decât gustul care e de ciocolată, mai fin sau mai brut. Aici ciocolată de casă cu maca și fistic.
Aici sunt niște produse din ciocolată care imită havanele de Cuba. Uite așa. Cât costă una? 38. 38, toate la fel, nu? Nu, nu, prețul zic. Una este cu alune caramelizate, fisting, coajă de portocale sau trei tipuri de cacao. Aha, mulțumim. Și se și fumează, dacă... Cum dori să la ce? Și-au și niște, uite, bombonele sunt mai mari aici. Deci azi niște bombonele. Aici un stand cu ceaiuri și cafea. Ceai de Iasomie, tradițional din Indonezia, cafea de specialitate din Indonezia. Și cafea luac, dacă vreți, că asta este reprezentativă. Din excrementele acelui animaluț? Da, deci este digerată de se digeră, da. Adică nu o digeră, trece prin tubul digestiv. Diferite dulce gări, cioco. Friandiz. Friandiz de la Cluj. De la Cluj sunteți? Da. Aici aveți o dulceamă de smeură cu lămâie și cu ciocolată neagră și o dulceață de banane cu scorțișoară și cu ciocolată, cu peste gustat de aici, puteți să luați, dacă doriți. Bună ziua! Bună ziua! Ce producători sunteți? De ciocolată. Bună. Dar cum? Pe ce? Cum vă numiți? Corin Șopat. Corin Șocolat, de unde? Din București. Din București. Soția mea ea, deci ea. Aha. Ea are atelier de ciocolată în momentul. Și soția mea face din pasiune. Da, fac păi pasiune, din pasiune am început și la noi și din necesitate. Ea se joacă, experimentează. Da, exact. Din pasiune și necesitate a început. Băiețelul nostru are influență la cazeina din laptele de vacă și s-a gândit să se facă la începutul fără lapte. Ah, în același timp s-a gândit și la ea să-și facă ceva de fără zahăr. Trimitem în toată țara. Un producător ciocolat de lis din Sibiu. Și cu ciocolate foarte bună. Eu nu vreau nimic. Păi vezi că tu ai... Ușa rahide. Sfără, da? Sfără, da? Da. Cea diverse tipuri de ciocolată de casă. Nu știu asta, văd. Vegan. Fără zahăr, uite, dietetică, cu miere. Deci că e slănină. Dar îl plătim pentru că și cantitatea pe care o mâncăm este mult mai mică și avem o experiență atunci când mâncăm. Nu știu dacă ați încercat și nu v-ați recomandat să încercați să mâncați o cutie de praline într-o singură zi. Pentru că o să regretați. Este prea mult dulce și nu ar trebui consumat în felul ăsta. Este mai cum să spui că poți. Deci ești în continuare, ai mai vrea să mai mănânci o cutie întreagă de praline. Fără apă, hai să zice și fără apă. Aici un stand cu ciocolată sănătoasă. Tidbit. Superfoods, superalimente. Ciocolată organică. Și care e fără diabet? Asta? Da, gustați.
Și avem cu xilitol, are index glicemic 10 puncte, cu mente și cu zmeură. Gustați! Și cu zmeură care este? Da, asta. Dar asta e noi coloranți. Noi folosim doar praf de mente și zmeură liofilizată. Asta e noi coloranți. Și noi pictăm cu zmeură și cu mente și bombonele. Nu folosim coloranți chimici. Asta e pastă de fistic și alte produse din ciocolată. Vestri, producător Vestri. De acolo băuturi alcoale. Aici se țin demonstrații despre cum se prepară ciocolata. Aici este o mașinărie care toarnă echipamente de ciocolată furnizate de Ciocoline. Uite să o încurge aici. Cât se poate din luciul ciocolată. Adică nu o lasă. Iar dau câte luciul. N-ai aer la ăla. Asta e un omogenizator, cred. Cuva asta se învârte și omogenizează. Dacă știți la cafea, cum există cafea, o specialitate și de origine, așa există și boabele de mânt. Evident că aici e o mare poveste, dar ce trebuie să știți de bază e că sunt trei feluri. Există Forastero, Trinitario și Priori. Să zicem că sunt aceste trei campuri. Forastero sunt cam 80% din producția mondială. E un fel de robusta, ca să zic așa, la cafea. Trinitario este un hibrid între Priori și Forastero și e practic ceva care rezistă mult mai bine în mediul actual și sunt cam 15% în producția mondială și există de asemenea și Priorio care este cam 2-3% în producția mondială, cam pe aici. Este un soi foarte antic, nu știu dacă are grade comparație, un soi antic, care are un gust total diferit de ceea ce a fost acum. Acum este mult mai moale, se lucrează destul de greu cu el și din cauza asta producția mare de ciocolată nu se axează cu cei pe origine. Ca să înțelegeți ce înseamnă ciocolata de specialitate, și anume ciocolata de incubație, ciocolata de competiție, nu este ciocolata pe care o să găsiți pe rușii de piață, nu este ciocolata pe care o să găsiți ambalată așa, ci este o ciocolată pe care o să găsiți în locuri mari, care vin la ciocolatie de la producători specifici care dezvoltă cu ei anumite gusturi și aromă. Faceți din nou. Da? Sunt mai multe metode de temperare. O arunca asta care se face mai simplu, trebuie să facem casă. Altfel puteți să faceți pe masă, așa să vă dați mari și să vă folosiți cu pe simplu. Dar mai e până atunci. Da? Deci deja, vedeți, a început să fie fluidă. Și începem ușor, ușor să potopim patru. Ia să potopim câteva. 42 și puteți că ea curge foarte ușor. Deci ușor curge. Când o să fie un punct de temperare și anume 31,5. Am de 31,3 ea se consideră ușorat de temperare. Adică, în punctul de cacao care există aici, să nu de tipul de cristal. Ce vrem să obținem? Noi vrem să obținem cristale de tip 5. Dar dacă le tratez cu drag, nu se te țin o viață întreagă. Ele nu se curăță, nu se spală, se curăță doar cu alcool și cu apă caldă, ce mai e în caz. Vreau să vă arăt așa pentru că nu aveți mașina asta în casă de temperat și vreau să vă arăt cum trebuie să faceți. După ce ați cumpărat ciocolată și toarnă din mișoc, urmează un proces de vibrare, să nu știu care banda aia face. Aici a produse de la Suiteria, gustul adevărat al dulciurilor fără zahăr. Și gemul.
luați super elegant, unde să ne ducem? La Hala la Minor, veneați acolo să cumpărați ciocolată? Vă stați să dăm mai încet televizorul. Am zis că fac încheierea. La plecarea de acolo n-am mai făcut-o. O fac de acasă. Ne-a plăcut micul târg de ciocolată cu maestrii ciocolatieri și cu cursuri de cum se confecționează ciocolata. Cum se confecționează, auzi? Parcă e marochinărie. Daniela a fost mai încântată decât mine, pentru că ea e pasionată, se joacă cu chestia asta, îi place să facă bombonele din ciocolată. Eu tind să devin mărturia vie a pasiunii ei, în sensul că mă umflu, dar nu o să mai gust din ce creează. Pentru 10 lei biletul, decât 2 euro, decât 2 euro, eu zic că a meritat. O experiență agreabilă. Vă pup și nu vă abonați, nu dați like, priviți discreți și, dacă vreți, comentați.